Bună dimineața, dragii mei, de aici, de la Dale Dimineții, de la Hunedoara 1 TV. Hristos a înviat și sper că suntem cu toții aici și că am petrecut cu bine sărbătorile, măcar de astea două zile de vacanță, că anul ăsta a fost așa mai scurtă vacanța decât de obicei. Cumva, parcă... Bună dimineața, Rosi, mă plimbă cu... cu camera, încearcă, cred că, să mă așeze ca să nu stau într-o parte. Bună dimineața! Dragii mei, mulțumesc, adevărat am viat, a zis Rosi, nu știu dacă l-ați auzit. E așa o zi specială pentru că încă mai e sărbătoare la noi, la creștini. Așa cum ați văzut, ieri am postat pe pagina noastră de Facebook, Apostolii Hunedoara TV, Hunu TV, invitatul meu din această dimineață, o persoană care iubește sărbătorile, știu că își iubește familia, pentru că îl cunosc, pentru că îl cunosc deja de câțiva ani buni și e o plăcere să-l am alături de mine în această dimineață la Dale Dimineții pe nimeni altul decât Nicolae Timiș. Bună dimineața! Bună dimineața și bine te-am găsit, Ioana! Și Hristos a înviat! Adevărat că a înviat! O să povestim în această dimineață din experiența de viață a domnului Timiș, pentru că e unul dintre oamenii, bărbații de pe scena politică a anului 2024, care tratează lucrurile, să spunem așa, puțin diferit. E genul de om care, de politician, care spune lucrurilor pe nume, așa cum l-ați văzut în emisiunile pe care le-a avut până la, până la această oră, alături de colega mea, Petronela Tămaș, la Hunedoara în direct. Și așa cum îl cunoaștem, pentru că cei mai mulți dintre noi îl știm deja de câțiva ani de zile, de când a fost primar la Hațeg. Știu că felul domniei sale de a fi e puțin diferit. Cumva atunci când are ceva de spus, nu prea se ferește și spune lucrurilor pe nume. Da, Ioana, ai dreptate. Din păcate, felul meu de a fi, felul meu de a spune lucrurilor pe nume, de multe ori mi-a făcut de servici. De servici pentru că în ziua de azi, din păcate, s-a împământenit un obicei. Și că să zici așa în popor că lingușala îți aduce mulți prieteni. Dreptatea sau a spune lucrurilor pe nume îți face mult dușman. Ei, vreau să spun că, din păcate, eu mi-am făcut mult dușman. Mi-am făcut mult dușman pentru că am spus lucrurilor pe nume. Pentru că de câte ori am avut de spus ceva, n-am spus-o pe ocolite, ci am spus-o direct. Și spuneam mai înainte că asta m-a atras dușman, pentru că oamenii de multe ori le greu să accepte adevărul. Le este greu și le este greu când cineva li spune în față așa verde cum este el. Și spuneam că am avut de pierdut de-a lungul timpului și într-adevăr am avut de pierdut. Am avut de pierdut pentru că nici când am fost primar, nici după, n-am făcut alt lucru decât să rămân același om. Să rămân același om care spune lucrurilor pe nume, să rămân același om care ori de câte ori are ceva, nu o spune pe ocolișuri. Un om dintr-o familie așa dedicată, pentru că aici la Dale Dimineții trecem dincolo de fotoliu de primar și dincolo de costum. Cei care știu mai puține sau l-au cunoscut de-a lungul anilor în diferite etape ale vieții vor avea parte în această dimineață de o poveste frumoasă de viață, pentru că
E o poveste foarte frumoasă de viață, o familie foarte frumoasă. O salut pe doamna Timiș, bună dimineața, Manu, pe Oana, pe Andrei, copiii domniei sale, care sunt convinsă că sunt aici alături de noi online, pentru că acolo, acasă la Hațeg, unde locuiesc, mă rog, cu mici, Andrei și Oana au plecat la capitală, dar vin cu drag acasă, pentru că povestesc cu ei, povestesc cu domnul Timiș de foarte multe ori și cu soția domniei sale, de-abia apucă să se întâlnească. Și o să încep așa. Ieri ați fost în vizită la Neamuri, pentru că era normal să ne auzim înainte de emisiune. Ne povestiți un pic unde ați fost ieri în vizită? Am fost la Reia. Originea mea este de lângă, sau un sat de lângă Hațeg. Tatăl meu este născut, crescut în orașul Borșa, mama este localnică, este de aici. Noi ne-am născut în Reia, așa cum am spus, un sat aproape de Poale de Retezat, aproape de orașul Hațeg, și sigur că acolo mi-au rămas frații. Acolo îmi sunt părinții, din păcate în cimitir, și mă duc cu drag de câte ori pentru mine, ca și Hațegu, Reia este acasă. Mă duc acasă, mă duc la frații mei, mă duc ori de câte ori avem ocazia și ne întâlnim cu diferite ocazii, așa cum am spus. De exemplu, a fost ziua fratelui meu și nu puteam să lipsesc, pentru că sunt momente rare când ajungem să ne întâlnim toți și să ne vedem toți. Și ne întâlnim toți, ne vedem toți și firește că este o plăcere și pentru noi și pentru familiile noastre de a ne vedea din când în când și de a ține legătura cu rudele noastre de sânge, cu frații noștri, cu cumnații noștri, cu nepoții noștri și așa mai departe, pentru că suntem o familie numeroasă. Așa ne-a lăsat Dumnezeu și ne bucurăm de câte ori ne întâlnim, cum spuneam mai înainte. Ați făcut școala în Hațeg sau ați, din câte știu eu, da, ați început la școala, ați făcut școala primară în Reia? În Reia și în Toteșcă. Și așa în Toteșcă, așa vremurile, erau vremurile. Atunci, da, era generala 1-4 în Reia, 4-8 era în Totești. Pe urmă am plecat la școală în Cluj. Am terminat în Cluj, m-am întors acasă și am lucrat în Hațeg. De fapt, cei mai mulți ani din viața mea i-am lucrat în Hațeg, în diferite poziții. Nu este niciun secret pentru nimeni că după ce terminai școala în vremurile alea, trebuia să începi să muncești. Ca mulți alții, firește că am dat și eu la facultate și am căzut, pentru că concurența era mare, era uriaș în vremurile acelea, și m-am dus, am muncit fără nicio problemă, am muncit în fabrica de bere, cred că hațeganii știu lucrul ăsta, și acolo încet, încet am promovat. Am promovat pe diferite poziții până în 90 și în 90 prin concurs am ocupat postul de director economic adjunct la spitalul Hațeg. Deci am avut un parcurs, am plecat de la muncitor. Deci am plecat de la muncitor și am trecut toate etapele. Am zis de la o poziție mai mică și tot mai mare, așa, până la director. Ce vreau să spun, că de fapt, toți acești pași m-au pregătit pentru viață. Fiecare an care mi l-am petrecut într-o anumită poziție m-a pregătit mai bine pentru viață și m-a făcut să învăț și să-mi doresc totdeauna mai mult. Toți pașii pe care i-am făcut în viața mea, în carieră, i-am făcut fără să am un sprijin de nicăieri. I-am făcut pași normali și prin capacitățile mele, pentru că totdeauna te simți extraordinar când faci un lucru și îl faci tu și îți asumi tu responsabilitatea pentru tot. Mai mult decât atâta, în momentul în care avansezi,
satisfacția este maximă. Pentru că pleci dintr-o poziție normală și firească, de unde se pleacă, în general, oamenii normali și oamenii la un anumit nivel și ajungi într-o poziție superioară și atunci, într-adevăr, ai satisfacția că ai reușit în viață să faci ceva. O întrebare, ne cunoaștem, mă tot gândesc de când am hotărât să facem această emisiune, m-am dus în spate în amintirile mele și cred că ne-am cunoscut pentru prima dată în 1995. Mi-aduc aminte atunci, ca și acum, ca și astăzi, același om. Asta e un pic, să spunem așa, pe sufletul meu, pentru că de-a lungul anilor au fost ani în care nu ne-am văzut, dar am lăsat și am redescoperit același om hotărât. Mi-aduc aminte lecțiile de viață pe care le-am primit în 1995 de la domnul Nicolae Timiș și care m-au ajutat de foarte multe ori. Au fost cuvinte care m-au pus, să spunem așa, cumva pe linia de plutire și mi-au dat o direcție în viață. N-o să uit niciodată. Și poate nu de foarte multe ori am avut ocazia să-i spun un sincer mulțumesc. Și atunci, ca și astăzi, mă macină aceeași întrebare, sau nu știu dacă mă macină, dar așa, de ce ați rămas în Hațeg? Pentru că ați fi putut, prin cariera pe care ați avut-o de-a lungul anilor, până să intrați în viața politică, puteați să alegeți orice alt oraș al județului Hunedoara, să veniți către Deva sau să plecați către orașe mai mari, spre capitală, de exemplu. Și nu ați făcut-o. Ați rămas totuși cumva dedicat acestui vis, să spunem așa, pentru că nu a rămas dedicat orașului Hațeg, ați rămas dedicat oamenilor de acolo, din Hațeg. Haideți să spun ceva. Eram în 99 și aveam o bursă în Germania. Eram viceprimar. Pentru că mie mi-a plăcut tot timpul să mă pregătesc. Zi de zi să învăț ceva, zi de zi să performez mai mult. Și spuneam că eram în Germania și aveam o bursă pe administrația publică din România. Cunoscusem un primar dintr-un orășel din Germania care m-a văzut că, într-adevăr, doream să performez în administrația publică locală și mi-a propus. Uite, primăria orașului nostru îți poate finanța o bursă de studii să te pregătești mai bine, că nu știam ce înseamnă Europa, Uniunea Europeană, nu știam ce înseamnă administrația publică de dincolo. Toți vroiam ca orașele noastre să arate ca dincolo, în schimb, mare lucru nu știam, pentru că nu aveam de unde. Am acceptat bursa aceea de 6 luni în Germania și după ce am finalizat bursa în Germania, am avut o propunere foarte interesantă. Eu în 99 eram la final de mandat ca viceprimar. Primar. Pentru că fac o paranteză aici, eu am plecat, ca și în cariera mea, și în administrația publică, de la primul pas. Care e primul pas în administrația publică locală? Consilier local. Și am plecat în 92 din consilier local, în 96 viceprimar și așa mai departe. Și mă întorc la Germania. După ce am terminat acolo pregătirea în domeniul administrației publice locale, primarul de acolo mi-a propus ceva. O-s, dragul meu, te-am urmărit pas de pas în cele 6 luni de zile, pentru că spuneam și reamintesc, pentru că primăria din acel oraș a suportat toate cheltuielile legate de școlarizarea. Ți-aș propune ceva să rămâi în administrația publică germană. Era un orășel de 40.000 de locuitori, un orășel tare frumos, la poalele
munților Pădurea Neagră, de unde izvorește Dunărea. Între Elveția și Germania îi despărțea numai Rinul, deci o zonă superbă din toate punctele de vedere. Și a zis, ce-aș propune, noi ducem lipsă de manageri într-o anumită zonă. Noi suntem un oraș în care avem investiții masive în băi. Era băile Zeckingen, însemnau Bad Zeckingen, în german. Și avem investiții uriașă în zona băilor și majoritatea populației lucrează aici. Lucrează în mai multe clinici de recuperare. Tu în România, înainte de a veni în administrația publică locală, ai lucrat în domeniul sănătății. Și ți-am propune să rămân pe un post de manager la o clinică din orașul Bad Zeckingen, în paralel cu soția ta, între timp să se mute, soția mea în acea perioadă terminase psihologia, a fost asistentă medicală, terminase psihologia, îi asigurăm un serviciu la soția ta, îți asigurăm o casă până când îți găsești tu să-ți închiriezi și să rămâi aici și te poți muta cu toată familia ta în orașul. Vă spun sincer, nu știu cine a fost din județul Hunedoara, un oraș superb. Tentația mea, pe moment, a fost pentru că era o ofertă tentantă, nu vreau să vă spun salarul, era un salariu super decent comparativ cu salariile din România și vă dați seama că tentațiile erau uriașe. Mi-a zis, ai două luni să te gândești, te duci acasă, vorbești cu familia ta, te gândești și ne spui ce ai hotărât. Firește că m-am întors acasă, mi-am reluat treaba mea la primărie și m-am consultat cu familia. Familia și împreună cu mine. Or, cel mai ușor lucru acum este să plecăm. Cel mai bine pentru noi este să ne ducem acum. Dar în același timp am zis, în administrația publică locală este nevoie de performanță. Este nevoie de oameni care într-adevăr au învățat ceva și învață ceva. E nevoie ca și din orașele din România să se ridice la nivelul orașelor sau orășelelor din Germania comparând Hatzegu cu Bad Zeckingen. Și cu regret vă spun, m-am simțit nevoit să refuz oferta. Să rămân în Hatzeg, deși în 2000, vă spun, am pierdut alegerile. A fost prima dată când am candidat ca și prima. Am pierdut alegerile. Am rămas în Hatzeg, m-am întors la spital, mi-am făcut treaba pe care știam să mi-o fac și am revenit în 2004 și am câștigat, vă spun, în două tururi cu un scor. În acel moment, de chiar nu-mi venea mie să cred. Ceea ce m-a motivat fantastic de mult să rămân și să lucrez în Hatzeg. Firește că am avut oferte, așa cum ai zis, pentru că erau nevoie de oameni, era nevoie în politică, în administrație, la și nivel central. Am avut oferte și în acel moment am preferat să rămân în orașul Hatzeg și am preferat să-l văd de treabă. Sigur că după 2012 am pierdut din nou alegerile, din păcate, pentru că așa sunt eu direct și am intrat în conflict atunci cu potențații puterii care prin orice mijloace mi-au dorit capul. În final am pierdut și eu, a pierdut și orașul Hatzeg. Am lucrat 6 ani în București. După 6 ani de zile m-am reîntors acasă, m-am reîntors la Hatzeg, unde sunt și până în prezent. Asta frumoasă povestea. O trece cumva din etapă în etapă. Au mai fost ocazii în care a putut să părăsească țara. Nu prea vrea să le
putea să aleagă, dragii mei, cu totul altă carieră și din punct de vedere financiar, probabil de foarte multe ori în viață, așa cum eu cunosc familia Timiș, avea de foarte multe ori și a avut de foarte multe ori șansa să nu se lupte cu himerele. Dar mi-aduc aminte, undeva în anii aceia, 2004-2012, o întâlnire, 2006-2007, o salut pe Ramona și pe Flavius, cred că cam așa, dacă nu greșesc, 2007 în Hațeg, o poveste foarte frumoasă, un oraș pitoresc, orașul Hațeg, cu cât patos îmi povestea invitatul meu din această dimineață, ce înseamnă să locuiești în, la poalele munților Retezat. Și mi-aduc aminte când ne-am întâlnit acolo la, pe trepții primăriei, noua primărie, pentru că dacă mi-aduc bine aminte, a fost renovată pe unul din mandatele dumneavoastră, nu mai știu exact pe care dintre ele, finalizată. Dar mi-aduc aminte cum stăteam de povești pe trepții primăriei și mi-a arătați cu atâta patos cât de frumos e orașul Hațeg. Și erau undeva în preajma sărbătorilor de iarnă, pentru că ați creat acolo, în mijlocul orașelului, un parc pentru copii. Atunci mi-aduc aminte că a fost printre primii ani în care toată lumea din județ mergea la Hațeg să vadă parculețul copiilor. Greșesc cu ceva? Era înaintea sărbătorilor de iarnă. A fost cel mai frumos parculeț pe care l-aveau în vremea aia județul. De vreo 40 de ceva de ani. Totdeauna am visat, după experiența din Germania, după ce am văzut cum arată un oreșel german, totdeauna am visat ca Hațegul să devină ca un burg german, ca un oreșel german bine îngrijit, bine întreținut. Așa cum spuneai, venisem la primărie, primăria, mulți nu mai știu, cred că din Hațeg și în special tinerii de astăzi, că primăria era într-o clădire undeva în spate, într-o clădire veche, într-o clădire în care era neîncăpătoare pentru administrația publică din Hațeg și că găsisem acolo un schelet din beton care se numea Primăria Nouă. Primăria Nouă care, din păcate, era greu de finalizat. Era greu de finalizat că era imediat după anii 90. Ea a început în 89, a fost continuată prin banii Consiliului Județean și la un moment dat s-a stopat finanțarea și a zis: fraților, primăria este orașul lui Hațeg, descurcați-vă cum vreți, faceți-o cum vreți, când vreți, cum aveți bani. Era aproape ca și colosul ăsta din Deva, care, de din care păcate, zace, n-a avut finalitate. Venind la primărie, unul din gândurile mele era să finalizez acea clădire. Sigur, cu eforturi grele financiare, și vă spun, era la începutul anilor 90, când finanțările nu se obțineau greu. Erau aproape imposibile de obținut. Am reușit să o finalizez. Am reușit să o finalizez pentru oraș, pentru cetățeni, pentru a putea veni într-un spațiu în care să simtă că este a lor, într-un spațiu în care să fie tratați corect și cinstit, funcționarii să aibă spațiile necesare în care își desfășoară activitatea și în care hațeganii să se simtă bine ori de câte ori au nevoie de o cerere. Și avem pe imagini, mă scuzați că vă opresc, dar să nu vă uitați ideea, avem imagini cu primăria din Hațeg, foarte frumoasă. Eu mi-o aduc aminte, pare rău că nu m-am gândit să descarc o imagine foarte veche. Eu mi-aduc aminte cum arăta 90. În ce an ați dat-o în folosință, mai știți? Cum să nu? Acest lucru nu se poate uita, pentru că, așa cum am spus, au
fost ani de bătut pe la ușile guvernului, încât să reușesc să obțin banii și să o finalizez. Am finalizat-o în septembrie 2007, la 3 ani după ce m-am luat mandatul. A fost unul din gândurile mele, să nu zic vise, pentru că eu în general încerc ca visele să le transform în realitate. La fel a fost și o centură, care în vremea aia, o centură parțială, era la fel începută din, cred că 86, nu mai rețin eu bine, dar cam așa ceva, și care era finalizat sau parțial finalizat în jur de 30-40%. Partea grea nu se finalizase. De ce? Erau două poduri de construit și podurile să construiesc mai greu. Erau două magistrale de gaz, care toată lumea știe că n-ai voie să le treci cu o șosea fără să le protejezi. La fel, niște costuri greu de imaginat în acea perioadă. Am reușit să obțin finanțare și pentru acea parte din centură, pentru că tot traficul greu trecea prin centrul orașului Hațeg și mergea spre Petroșani sau spre Banat, pentru că Hațegul este la o răscruce de drumuri, dacă vrei. Și trebuia neapărat, pentru că atâta a crescut traficul după 90, încât pur și simplu cei care locuiau pe strada principală sau pe bulevardele principale pe care se desfășura traficul greu, era greu de suportat, foarte greu. Și am reușit tot în 2007, a fost dublă performanță, să folosesc așa un termen mai, să finalizez două lucruri importante și pentru care vă spun cu sinceritate, am venit la primărie. Primăria să funcționeze într-un local nou și în care să scrie primăria Hațeg, și am spus totdeauna că nu este primăria Timiș sau primăria nu știu cine, este primăria cetățenilor, că de aceea scrie primăria Hațeg. Eu am finalizat-o, dar am finalizat-o pentru cetățenii orașului Hațeg. Idem cu centura ocolitoare a orașului Hațeg. Am finalizat-o din dorința ca cetățenii orașului Hațeg să se simtă mai bine în locuințele lor, să nu fie în pericol vis-a-vis de traficul greu, copiii când se duc la școală să nu traversează străzile din centru care erau suplă, aglomerate de tonajul mare, să treacă în siguranță, să ajungă în siguranță la școală, să ajungă în siguranță la serviciu și oamenii să nu mai suporte zgomotul acela infernal. Poluarea și mizeria. Pe lângă poluare și celelalte de servicii pe care le aduce un trafic greu când trece prin centrul orașului. Deci au fost două lucruri extrem de importante care în acea perioadă mi le-am propus și zic eu că am reușit, dovadă stă primăria că este acolo, dovadă este că primăria este acolo, dovadă este că centura funcționează la acea oră și că traficul greu este deviat din centru. Din păcate, timpul nu m-a mai permis ca să finalizez a doua variantă, pentru că vă spuneam că suntem la răscruce de drumuri și a doua variantă era să scoatem traficul greu de pe două zone sau de pe două străzi foarte importante din orașul Hațeg, de pe strada Horia și de pe strada Progresului. Adică asta, traficul ăsta la care ne uităm, exact. Că exact, am fost la dumneavoastră la Hațeg și stăteam și ne uitam, vorbind de cele două străzi. Aici a mai rămas puțin de făcut, puțin sau mai mult? Din păcate, toate lucrurile au înghețat la nivelul la care le-am lăsat eu. Dacă lucrurile ar fi evoluat în orașul Hațeg și dacă centura
de care spuneam, partea din DN68 în DN66 și multe alte lucruri erau finalizate, eu nu mai intram în competiție. Și aminteai, și mă amintesc cu o plăcere, cu plăcere și eu, de anul 2007. Așa este, am reușit în parcul din centru să-l împodobesc de sărbători. Superb. Într-adevăr, din județul Hunedoara, mulți, foarte mulți, veneau în Hață. Veneam la Hață. Pentru că centrul orașului era împodobit de sărbătorile de iarnă din 2007, superb. Arăta, într-adevăr, ca în orașele germane, ca în orașele din Franța, ca în orașele din Belgia, din Austria, Olanda, din Austria, pentru că vă spuneam, era unul din visurile mele să cresc confortul cetățenilor orașului Hațeg și să-i fac să se simtă cât mai bine în orașelul lor și respectiv în orașul Hațeg. Sigur, parțial am reușit. Sigur, am avut și alte bătălii. Am avut bătălii pentru că lucrurile evoluau în acea perioadă extrem de greu. Spitalul Hațeg a ajuns la răscruce. De ce a ajuns la răscruce? El nu trecuseră cum au trecut spitalele după în 2011 trecuseră la noi. În 2010 am ajuns în fața unui lucru extrem de dificil. Fără să ne consulte nimeni, pentru că spitalele, repet, nu erau trecute la primării sau la consilii județene, toate aparțineau de Ministerul Sănătății, respectiv la nivel de județ, de Direcția de Sănătate Publică. Fără să ne consulte pe noi, pentru că noi, administrația locală, nu eram în acest joc, cei de la Direcția de Sănătate Publică au decis să treacă Spitalul Hațeg pe lista spitalelor care să închid. Vreau să vă spun că am avut o surpriză, din păcate, atâta de negativă, pentru că Hațegul nu se încadra în spitalele care trebuiau închise. De ce? În primul rând aveau o dotare suficient de bună pentru acea perioadă, pentru că reușisem să aduc un remeneu tot din Germania. Avea, vă spun, medici specialiști, medici primari, aproape pe toate specialitățile erau acoperite. Avea personal suficient, mai mult decât atât, era o clădire pe 6 etaje. Pentru că guvernanții au gândit că închid spitalele și că le transformă, vezi, Doamne, în cămine de bătrâni. Da. Ei, nu se încadra nici să se transforme în cămin de bătrâni, pentru că Hațegul era pe verticală, nu era pe orizontală. Pentru că clădirile de bătrâni, azilele de bătrâni, centrele de îngrijire se construiesc pe orizontală, pentru că majoritatea celor care se adresează acestor centre au probleme locomotorii, da? Au probleme. Nimeni n-a văzut nicăieri centre de bătrâni sau centre de sănătate sau azile sau cum vreți să le spuneți, nicăieri, pe verticală, pe 6 etaje. Deci nu se încadra nici a se transforma în azil de bătrâni. Pur și simplu așa au hotărât că în județul Hunedoara trebuie închisă câteva spitale. Printre care ne-am pomenit că și noi trebuia să fim închiși, fără, repet, să ne consulte nimeni, pentru că spitalul nu aparținea de primăria Hațeg. A fost o bătălie imensă. A trebuit să fac 3 dosare, vă spun, de peste 300 de file, în care să punem toată dotarea, în care să punem toți medicii cu toată pregătirea, toți asistenții cu toată pregătirea,
toată tehnica de investigații de care dispuneam și să începem să batem pe la ușile ministerelor, deși lucrul era făcut, era hotărât, era hotărâre de guvern, era anexa în care eram trecuți în cele 67 de spitale, era tot, fără să ne consulte nimeni. Spitalul Hatzig trebuia cu 1 decembrie pur și simplu să punem lacătul pe el și ne pomeneam cu o clădire în centrul orașului cu care nu aveam ce să facem. Pentru că nu se încadra nimic, în nimic, nici, nu, efectiv nu avea nicio utilitate, pentru că el a fost construit în anul 1981 de către Râul Mare, șantierul acela uriaș care a construit Râul Mare, cu destinație clară, cu spații clare pentru un spital de 250 de paturi. Deci nu avea altă utilitate să -i. Și am început să batem pe la Ministerul Sănătății pe la ușă, cu dosare, cu memorii, și să le explicăm că este o greșeală, că Hatzigul a fost trecut pe acea listă. Ne-am dus la Ministrul Sănătății din acea vreme și mi-aduc aminte foarte bine, era Ceche Otilo din partea UDMR-ului. Să știți că am găsit înțelegere parțială, pentru că el ne-a spus, zice, domnule, la un moment dat pe mine m-ați lămurit. Nici eu nu înțeleg de ce v-a trecut Direcția de Sănătate pe acea listă. Pentru că, într-adevăr, dar noi suntem la guvernare în alianță cu PDL-ul. Mai rămâne să lămuri și cealaltă jumătate. Și pe mine m-ați lămurit. Da, într-adevăr, argumentele dumneavoastră stau în picioare, sunt bine susținute, aveți dreptate în tot ceea ce spuneți, dar din păcate noi suntem la guvernare cu PDL-ul și suntem în alianță și deciziile nu le luăm singurile. Am început să bat pe la porțile Partidului de Guvernare în acea vreme. Sigur că, vedeți, în politică, deși la noi nu este legalizat, trebuie să faci lobby. La noi te duce în altă zonă în momentul în care încerci să te zbați pentru comunitate. Pentru că la noi este trafic de influență. Nu este lobby. Adică ar fi normal ca eu, ca și primarul unui oraș sau altul ca mine sau altul, să facă legal acest lucru, să se ducă și să se zbată cât poate el de mult pentru interesul orașului pe care îl reprezint. Și am început pe toate canalele, pentru că am încercat să folosim toate canalele legale, o spun cu toată sinceritatea, și tot sistemul de prieteni de care îl aveam la îndemână, să încercăm să le explicăm că Hatzigul nu poate fi închis. Firește că am avut o audiență și la primul ministru. Era greu să te primească în acea vreme un prim-ministru, ca de fapt și acum, pe un primărel din provincie, dintr-un orășel în care nici mult nici nu știau cum se numește. Am reușit să ajung la prim-ministru. Din păcate, în acea vreme, fratele meu nu mai trăia, pentru că fratele meu a fost 5 mandate deputat. Nu puteam să-l folosesc pentru a salva spitalul Hatzig și am reușit pe alte canale legale, corecte și firești să ajung la prim-ministru din acea vreme și să reușesc să-l lămuresc. Să-l lămuresc că este o greșeală și că hotărârea nu se mai poate schimba, dar anexa la hotărâre se poate schimba și că Hatzigul trebuie scos de acolo și că nu poate fi închis sub nici o formă.
greu de tot am reușit. Unii își aduc aminte de bătălia din acele momente, pentru că au fost și greve, au fost ce și implicați în mod sociale, direct, da. Pentru că au fost, erau, vă spun, și... Câte luni a durat această... Că a durat o perioadă destul de lungă. În jur de 3-4 luni. 3-4 luni, dacă mi-aduc dar eu bine aminte. Dar să vă mai spun ceva, pe lângă că Hațegu nu mai avea asigurată asistența medicală, pe lângă că satele din jurul Hațegului, din țara Hațegului, cum se numește, zona dintre Retezat, Parâng și munții din partea de vest, munții Apuseni, sau Poiana Rumscăi, cum vrei să le zici, și pe urma Apuseni, rămânea fără asistență medicală. Și suntem în 2024 și e singurul spital care are asistență medicală 24 din 24 și spun asta pentru că am fost la Călan în acest an. Acolo UPU nu funcționează decât de luni până vineri, de la 8 la orele 15 și vreau ca cei de acasă să înțeleagă că de la Deva toate satele și până sus în munții Retezat singurul spital care are serviciu de urgență e Hațegu, mi-au spus oamenii din Călan. Nu, nu, au și spitalul din Deva, au și Hunedoara. De la Deva, am spus, toate, și până dar, sus dar nu mai au spital. De la Deva și Hunedoara, până în Valea Jiului. E Hațegu, e singurul. Exact, deci da. Singurul din zona aceea care asigură... Lupta din acel an, anul, acum când dumneavoastră nu mai sunteți primar, lupta din acel an asigură sănătatea pentru foarte multe sate. Nu le-am numărat, ar fi trebuit să le număr. Vreau să spun că pentru cel puțin 30 și ceva de mii de locuitori, dar mai mult decât atât. Hațegu este și o zonă turistică fantastică. Fantastică. Mai este Retezatul care este de vis, în care în sezon și în extra sezon este plin de turiști. Corect. Plin. Care au anumite probleme de sănătate, sau au o problemă care apare pe moment atunci. Vă dați seama că n-ar fi avut nicio soluție și n-ar fi avut cui să se adreseze așa în Hațeg. Ba mai mult decât atât, s-a ajuns la un moment dat ca unii să fabuleze. Să fabuleze din dorința că s-a fabulat mult în 2012 vis-a-vis de mine. Să se fabuleze că, vezi, Doamne, Timiș ar fi vrut să închidă spitalul. Deși spitalul, repet, nu era la noi. N-aveam nicio putere. Dar m-am zbătut, v-am spus. Am umblat pe la toate porțile pe unde am putut să umblu luni de zile. Deși unii politicieni din acea vreme au încercat ca reușita mea să-și o atribuie lor. Unii au încercat să zică că nu Timiș l-a salvat. Celălalt l-a salvat. Ba unii au zis, păi Timiș a vrut să-l închidă, a vrut să-l facă azil de bătrân. Fals. Fals și total fals. Și cred că toți oamenii de bine și care știu și mă cunosc, știu ce bătălii cu ghilimelele de rigoare s-au purtat în acea perioadă pentru a salva spitalul și atenție, erau și 400 de angajați. Vă dați seama într-un oraș ca și Hațegu ce efect devastator ar fi avut 400 de șomeri dintr-o dată. Adică 400 de oameni să se vadă liberi și fără nicio posibilitate de a găsi o alternativă la pregătirea lor, mă refer, în orașul Hațeg. Deci de-aia vreau să le reamintesc celor de bine din Hațeg că eu am făcut acel lucru și vă spun cu sinceritate, de câte ori trec, mă bucur că există, mă bucur că salvează vieți omenești în fiecare zi, ba mai mult decât atât, am făcut primul heliport din județul Hunedoara, iarăși din dorința de a avea aproape de oameni, pentru că, ca și edil, trebuie să ai o empatie mai mare vis-a-vis
de problemele cetățenilor. Și eu vreau să vă spun că nu numai de când am lucrat în administrația publică locală, de când am lucrat în domeniul sănătății și nu numai, am avut această empatie vis-a-vis de oameni. Pentru că, vedeți, de multe ori nivelul oamenilor, problemele lor, îi fac să nu mai gândească la cei care viața la un moment dat nu le-a oferit o șansă sau nu le-a oferit o viață mai bună. Și atunci noi, cei care conducem vremelnic destinele unui oraș, trebuie să avem o empatie mai mare pentru cei cu probleme sociale, pentru cei care au probleme la un moment dat în viață. În viață, da. Și vă spuneam sau vă spun că am doi copii minunați. Multă lume știe, multă lume. Copiii mei, ca și alți copii din orașul Hațeg, nu este niciun secret pentru nimeni, și-au terminat liceul în Hațeg și-au preferat să facă facultățile în București. Fiul meu, care este cel mai mare, a terminat Politehnica București. Este inginer de pregătire și este și doctorand ultimul an la Politehnica București. Fiica mea a terminat Universitatea București, una dintre cele mai bune universități din România și la ora actuală, la kilometru zero. A terminat o facultate care atunci s-a înființat în cadrul Universității București și în momentul acela a fost o concurență mare, pentru că în România a dispărusă concurența la facultăți, corect, pentru că au apărut zeci și sute de facultăți și fiecare avea opțiunea să aleagă unde vrea, cum vrea. Și a apărut să o secție în cadrul Universității București, mi-aduc aminte, managementul afacerilor. Și fiica mea a optat pentru acea secție, vă spun cu sinceritate, a fost concurență, chiar 19 pe un loc în acea vreme, nu să mai... A terminat cu copiii potențaților din București din acea vreme, pentru că s-au înghesuit acolo, fiind în cadrul Universității București, și au terminat amândoi cu o medie mare și amândoi lucrează în București. Deși... Sunteți bunic! Deși fiul meu a lucrat la diferite firme private și fiica mea niciodată la stat. Deci niciodată. Astăzi fiica mea lucrează la privat, fiul meu are o afacere, afacere în domeniul resurselor naturale în care se descurcă bine și sigur că anii ne-au făcut și bucuria oricărui om care trece prin viață și ajunge la o anumită vârstă să ajungem și bunici. Și mă bucur eu cu soția mea, ne bucurăm, necazul este că nepotul nostru este departe, este în București, are 7 ani, îl cheamă Luca, este un năzdrăvan ca toți copiii din vremea aceasta. Singurul nostru mare regret este că l-avem foarte puțin lângă noi. De exemplu, nici de sărbătorile acestea pascale, care aproape an de an și le-au petrecut la Hațeg, anul acesta, din păcate, n-au putut să vină lângă noi, i-a ținut departe, i-a ținut în București, pentru că mai aveam unele probleme. Deci avem și fericirea aceasta de a avea un nepoțel. Ne bucurăm să avem mai mulți. Da, mai avem 5 minute, încercam să arăt invitatului meu, mai avem 5 minute, nu mai sunt 5 minute de emisiune. Vreau să... Nu uităm, dragii mei, că printre primele în magazine, mi-aduc aminte când mi-ați povestit, o să avem supermarket în Hațeg. Știți cu toții că supermarketurile nu veneau cu ani în urmă, acum 10 ani nu veneau decât într-un orașele cu un anumit număr de locuitori. Hațegul n-ar fi îndeplinit niciodată acea
acea regulă, dar Hațegu a avut supermarket înaintea multor alte municipii ale județului Hunedoara. Chiar mă bucur dar, că ai adus să aminte. Da. Pentru că vreau să vă spun că atâtea șuturi în fund, să folosesc un termen așa, mi-am luat pentru acel market. Atâta s-a fabulat în jurul lui, fără să știe mulți din cei care au fabulat realitatea. Realitatea este cea pe care o spun eu și se poate verifica. Era un teren care rămase între poștă și Galeșu, care nu era nici al primăriei, se trăgau pe niște persoane fizice care nu l-au revendicat. Noi am reușit să ne întabulăm cu acea bucățică de teren și am zis să-i dăm o utilitate decentă. Pentru că în Hațeg era un monopol vis-a-vis de anumite produse și că prețurile la anumite produse și produse, mă refer zahăr, făină, ulei și toate, alimente erau la Hațeg la un preț mai mare. Ridicat. Da, era și mai departe. Și de... se simțea nevoia unei concurențe. Nimeni nu știe că a fost o licitație deschisă. Că nu Timiș l-a dat la X sau la Y. A fost o comisie de licitație în care au participat toți cei interesați deschis, cu laptopurile în față, dumneata cât ofer, dumneata cât ofer, cum ofer. În final, cel care a oferit mai mult în licitație deschisă, nu în plic, nu ascunsă, nu să spunem că s-a întâmplat altceva pe dedesubt, da? În licitație deschisă a câștigat o firmă din România care avea contract cu o firmă din Austria să deschidă 18 magazine în Transilvania. Și că acea firmă care a câștigat acel spațiu la licitație, atenție, și nu definitiv, acea firmă deține și în zi de azi magazinul acolo, pe care el îl închiriază la diferite moluri. Și nu poveștile care s-au spus acolo că Timiș cine știe ce a făcut, ce a primit și cum. Nu. El este acolo, a adus la bugetul primăriei și aduce sume extrem de importante de bani. Și doi, vă spun un lucru și o spun în premieră, că în momentul în care voi câștiga primăria din Hațeg, unul din, să zic așa, din propunerile mele este să înceteze chiria pentru acel spațiu. Și că acel spațiu să mărim parcul orașului Hațeg și să redăm, să-l dăm cetățenilor, pentru că n-a fost niciodată a cetățenilor, v-am spus. El a fost proprietate privată. Eu am reușit să-l aduc în portofoliu orașului și vreau să-l dau orașului să-l folosească ca și parc, să-l folosească ca și loc de relaxare și că molul se poate muta la primărie, la periferie, ca celelalte moluri. Da? Deci o spun în premieră. Este un, poate supăr pe unii, poate nu supăr. Vedem în 9 iunie. Da, din păcate timpul s-a scurs. Ar mai fi fost multe alte de povestit. Felma de Melci, turismul în țara Hațegului, dorința, să nu uităm Prislopul, că e foarte aproape de Hațeg. Îmi face rost și semn că mai avem 3 minute și putem povesti despre un subiect care îl tot auzim, l-am auzit între foarte mulți primari și așa cum l-ați auzit pe invitatul meu la începutul emisiunii, s-a întors să candideze la primăria Hațeg pentru că oamenii și-au dorit asta. A fost interesant, am fost alături de dumneavoastră pe stradă de câteva ori de când a început această precampanie și am văzut oamenii că se bucură că ați zis da și cumva ați intrat din nou în lupta pentru primăria Hațegului, nu știu dacă pentru fotoliu în cazul dumneavoastră, că nu prea vă văd să stați la fotoliu.
până la urmă, care a fost în cel mai scurt timp pe care îl mai avem, care a fost omul, fapta, gândul, nu știu, ceva determinat să spuneți încă, da, încă o dată da și să intrați în lupta electorală? În primul rând, așa cum am spus, eu am crescut în administrația publică locală și zic eu am reușit să și performez în administrația publică locală. Vreau să vă spun, sigur, fără modestie, că din păcate, Hațegu a rămas la un anumit nivel. Am ajuns să ne uităm la vecinii noștri, ce mai fac, cum mai fac, să vedem că orașele apropiate nouă, unele, înfloresc și că Hațegu a rămas la un anumit nivel. De multe ori, de câte ori am ieșit prin oraș, pentru că vă spun un lucru extrem de sincer, timpul pentru mine este foarte comprimat. Și din păcate de multe ori n-am timp să mă duc pe o terasă, să mă plimb pe alta, să mă mut pe alta. Nu am timp că am alte lucruri mai importante de făcut. Dar în puținul meu timp pe care mi l-am permis să trec sau să stau prin centrul orașului, m-am întâlnit cu foarte, foarte multă lume. Care singura întrebare sau care mi-o puneau, domnul Timiș, vă rugăm mai candidați. Mai candidați odată pentru că Hațegu a rămas la un anumit nivel. Hațegu are nevoie de o resetare. Hațegu are nevoie de o înviorare. Hațegu are nevoie să crească. Din păcate am stagnat. Vă rugăm mai candidați odată. Sigur că vă spun și nu este niciun secret că m-am dus acasă, m-am consultat de multe ori cu familia, cu soția, cu copii, oare mai este nevoie să mai intru, oare să lăsăm lucrurile așa. Și copiii mei și soția mea m-au sfătuit la un moment dat să nu mai intru în competiție. Au zis, ole, e bine să lăsăm lucrurile așa. Ei, văzând ce se întâmplă, că soția de multe ori ieșim împreună, m-au încurajat în final să mai candidez. Și de aceea am luat, datorită cetățenilor care m-au încurajat și datorită înțelegerii familiei mele, am zis că Hațegu, și-o repet de câte ori este nevoie, Hațegu are nevoie de o resetare. Hațegu are nevoie de o altfel de administrație. Și pentru asta am intrat așa cu ghilimelele de rigoare în bătălia din Hațeg. Că într-adevăr, la ora actuală în Hațeg este o bătălie. Despre bătălia electorală din Hațeg, dragii mei, rămâneți aproape de Hunedoara 1 TV. În curând va începe o altă serie de emisiuni, Studio Electoral, pe care noi îl vom avea aici. Acolo veți putea afla despre proiectele celor care s-au înscris în cursa electorală. Acolo veți putea vedea care sunt gândurile celor care au plecat în 2024 în cursa electorală pentru fotoliul de primar al municipiului. Orașului Hațeg. Poate municipiul, eu îmi doresc, de ce nu? Nu avem nevoie. Nu? Că, nu. Aici vreau să ajung, ați văzut? Pentru că înseamnă impozite și mai taxe mai. Asta e primarul. Vreau să vă spun un lucru extrem de important pe care l-am neglijat să spun. Să știți că mi-am terminat facultatea tot la Cluj. Să știți că am o diplomă, spun eu, pe care orice ardelean s-ar mândri, am o diplomă de Babeș-Bolyai. Deci sunt un om care m-am pregătit tot timpul, care știu administrație publică locală, care știe de ce are nevoie orașul Hațeg la ora actuală. Nu are nevoie să fie municipiul. Aici vreau să ajung, da. Ați văzut că m-a corectat. Am crezut că nu lasă nimic neîndreptat, așa cum eu îl cunosc pe invitatul meu, Nicolae Timuș, din această dimineață. Vă doresc succes! Mulțumesc! Vă mulțumesc că
v-ați trezit așa de dimineață și ați venit aici alături de mine și de Rosila Dale dimineții, trebuie să ne luăm la revedere. Eu îți mulțumesc că m-ai dat posibilitatea de a spune câteva lucruri din viața mea. În toată viața mea, în tot parcursul meu, sunt mai multe lucruri. Sigur, toți avem o viață cu reușite și cu nereușite. Eu pot să spun că mulțumesc lui Dumnezeu, în general, sau 80%, am avut o viață cu reușite. Și de aceea vreau încă o dată să mă implic că Hațegu are nevoie de altceva. Doamne ajută! Și mulțumesc, Ioana, că mi-ai dat posibilitatea să spun aceste lucruri. Sper să ne revedem curând aici la Dale Divineții și să continuăm povestea, mai sunt multe de spus. Tanti Maria Hristos a înviat, succes invitatului, vă mulțumesc. Tanti Adriana Furcă, adevărat a înviat, vă mulțumesc pentru mesaje. Adrian Mureșan, Hristos a înviat, bună dimineața, adevărat a înviat, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această dimineață. Aici ne luăm la revedere, în speranța că cu ajutorul bunului Dumnezeu și mâine vom fi tot aici, tot la Dale Dimineții, tot în direct la Hunedoara 1 TV. Dragii mei, nu uitați! Haideți să fim mai buni, ne așteaptă o perioadă delicată, poate mai grea pentru unii, așa pentru cei care candidează, dar putea să găsim în noi puterea să iubim și să spunem celor de acasă, de lângă noi, celor lângă care trăim zi de zi, să spunem un simplu, te iubesc, și să fim buni și să dăruim din iubirea noastră celor de lângă noi. Până mâine, eu vă spun simplu, vă iubesc!